De la țara cu cel mai mare risc epidemiologic la o țară închisă, așa a ajuns Serbia din cauza numărului mare de infectări. Vor rămâne deschise doar magazinele alimentare, farmaciile și benzinăriile. Acestea sunt probabil cele mai rele vești pentru mehedințenii care obișnuiau să meargă în țara vecină. Dacă omenirea avea speranțe că lucrurile vor merge pe făgașul normal, iar cazurile de COVID-19 se vor diminua, aceasta rămâne doar un vis. Serbia își închide granițele din cauza numărului foarte mare de infectări. Restaurantele, punctele și locațiile de servire s-au închis deocamdată pentru o perioadă de 5 zile, începând de la data de 17 martie. Doar magazinele alimentare, farmaciile și benzinăriile nu vor suferi în urma restricțiilor impuse de statul sârb. Managerii de spitale și medicii din Serbia au cerut ca lockdown-ul să fie pe o perioadă mai lungă, deoarece măsurile stricte doar pentru 5 zile nu vor fi suficiente. În ultimele săptămâni, numărul infecțiilor din Serbia, o țară cu 7 milioane de locuitori, a crescut semnificativ. Luni, autoritățile au înregistrat peste 4.000 de cazuri de COVID-19, o creștere cu aproximativ un sfert față de situația de acum 2 săptămâni. De la începutul pandemiei, aproximativ 4.000 de persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus în statul vecin sârb.